iată, din județul Argeș, da? Ați venit la noi, la Roma. Nu știu dacă ați mai ajuns la Roma, ați mai fost cineva, mai călătorit dumneavoastră, nu? În Italia. În Italia trăiesc foarte mulți români, după cum știți, și vedem că dumneavoastră ați venit acum și vă spunem bun venit și vă implorăm mai mult decât vă iubim și vă dorim ca dumneavoastră în seara asta să ne transmiteți ceva frumos din locurile în care, iată, noi, fiecare dintre noi ne-am născut. Ne-am născut, fiecare suntem români, ne-am născut în România, de aceea, iată, iubim patria noastră, iubim Colindul, de aceea v-am primit și vă primim cu aplauze și Domnul și mai de Domnul și vărătarea astăzi și să ne transmite, să ne gândim și să ne ducă cu fiecare cu gândul acolo de unde ne-am născut, din țara noastră, din patria noastră, din pământul nostru strămoșesc și fiecare să ne aducem aminte când mergeam, când eram mititei și mergeam cu Colindul și vă primim cu inima deschisă și v-am primit cu inima deschisă și vă mai așteptăm cu inima deschisă la noi, da? Dumnezeu să vă întărească! Numele meu este Simona Anghel, sunt instructorul acestui minunat ansamblu, Ciobănașul din Cortii de Piatră ai Argeșului. Dacă dați un simplu click pe net și dați mănăstirea Cortii de Piatră, o să vedeți din ce locuri minunate venim. Ne mândrim că de la noi, din Comână, unii am copilărit cu înaltă sfinția sa, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, Teofan. Și să știți că acești oameni sunt oameni frică de Dumnezeu, sunt oamenii de la țară, oamenii care țin la tradiție și am venit cu mare bucurie la dumneavoastră. Vreau să-i mulțumesc Părintelui pentru că ne-a ajutat în problemele noastre organizatorice, a răspuns prompt, este un om deosebit. Vreau să vă spun că noi am venit aici pentru un festival de muzică populară de nume Sinulescu, cu ocazia Zilei României. Vreau să vă spun la mulți ani, dragi români, de oriunde v-ați afla. Și mulțumim că ne-ați primit aici, în casa dumneavoastră, în casa Domnului, în această biserică minunată, cu colindele noastre strămoșești. Să aveți tot ce vă doriți dumneavoastră. Te-ai culcat și nici nu-ți pasă.
nume mare ale muzicii populare românești, doamna Elena Sima, doamna Liliana Savu Badea și, ca orice mămică, și eu și președinta asociației prin care noi am venit aici în Italia, doamna Filip, ne mândrim cu fetele noastre, cu Ilona Angel și Roxana Filip. Și mai avem pe cineva, este programul nostru în această seară, pe marele artist Ion Ioniță, care este acolo în spate. Vă rog să-i aplaudați. Este o onoare pentru noi să ne încălțească în acest turneu. Au înțeles și au venit cu mult drag. Au înțeles ce simțiți dumneavoastră, dorul dumneavoastră de țară. Și vreau să le dau cuvântul. Veniți astăzi, credincioși, să săltăm, să săltăm la nașterea lui Hristos, să cântăm la nașterea lui Hristos, să cântăm că El astăzi în Vislaim sonă. Precum lor vestit proroșii dădămul, precum lor vestit proroșii dădămul, și-n Ieslea dovitoșească s-o culcat, s-o culcat, ca un trunc în albestraie înfășat, ca un prunc în albestraie înfășat. Cei tricrai de la Persia s-oribit, s-oribit, aur, smirnă și tămâior dăruit, aur, smirnă și tămâior dăruit. În cer cântare ora dus, ora dus, mărire lui Dumnezeu cel de sus, mărire lui Dumnezeu cel de sus, cel de cântat prima dată cu grupul acest colind. Eu le mulțumesc. Vă mulțumesc și domnilor voastre că ne-ați ascultat. Și încă o dată vreau să o aplaudați și să o purtați în mâini pe cea sau pe cele două doamne care au făcut posibil să ajungem astăzi aici. Doamna Angel Sonia, vă aplaudați. În minunea dumneavoastră, vorbeam mai devreme, și avem acolo o mămică minunată, doamna Filip, președinta asociației. În minunea dumneavoastră, Roxana Filip. Și un minunat ansamblu aici în spate, pe care eu îl iubesc tare mult, ansamblu Giovanașul, Corbul de Piatră. Niște oameni de un altă ținută mirare, dar cred că dacă n-am fi fost așa, nu ne primeați sau nu ne deschidea Bunul Dumnezeu atâtea flori aici la Roma. Eu sunt Elena Sima, mămică de doi băieți, în Sfânta Biserică trebuie să spun asta, pentru că familia primează, am doi fani și băieți, elevi la Colegiul de Muzică Georgescu din București, instrumentiști, de data asta nu i-am adus, când colegi de cu ei. I-am înlocuit cu două fete frumoase. Și să ne ascultați. Vă mulțumim tare mult. Încercăm la fel, pe mașină, am cântat împreună, dar nouă nu, eu spuneam o vorbă. Dumnezeu, când îți dăm un har, nu te întreabă, vezi de, dacă ai 220.000, cânti, dacă nu, dacă doar voi să nu cânti, nu. Sau dacă ești obosit, să nu cânti, tu nu. Să dați un har și te pui în slujba lui. Pentru voi, pentru 10, pentru niciunul. Obosit, neobosit. Așa că eu, în general, astăzi seara împreună,
fetele și ne vor ajuta și ceilalți colegi din spate și le mulțumim tare mult. Vin colindătorii, cum vedeau odată leruile, să colinde seara asta minunată leruile, dar le gura arsă și le spoc în lacrimi. Need
Iisus pruncul
Dar deodată se văzură îngeri ce din cer veneau către acea umilă șură la prunc și îl preamăreau. Și o stea frumos deasupra strălucind s-a arătat, iar trei magi intrând înăuntru pruncului s-au închinat. Au smirnă și tămâie magii cu ei au adus și cu drag le așezară lângă ieslea lui Iisus. Și păstori de oi sosiră de prin vai și de prin munți, lui Iisus să îi se închine de îngeri fiind vestiți. Acestea văzând bătrânul Crăciun cel rău și zgârcit, a înțeles și ce la grajd i-a găzduit. Și cu lacrimi de durere către iesle alergând, iertare începu a cere de la blândul său stăpân. Și încă spunând acestea, bătrânul ce povestea, lacrimile uda fața și glasul îi tremura. Voi noi să ne mai spună de acolo ce s-a întâmplat. El a zis că o să mai vină și în următorii ani. Și mergând el către poartă, îl urmarăm toți stăcând, iar el arăta cu mâna către sat așa grăind. Eu la toți în astă seară cu colindător am fost și le-am spus minunea mare a nașterii lui Hristos. Eu la toți în astă seară cu colindător am fost și le-am spus minunea mare a nașterii lui Hristos. Are scutere.
așteptăm în oamenășun, omul rău și omul bun, ca Iisus azi s-a născut. Îngerii vină pe pământ la copii să
dai Domnului, Doamne, Doamne, dai Domnului, Doamne. Scoală gazdă, nu dormire, că nu-i vremea de dormitul, Doamne, dai Domnului, Doamne, Doamne, dai Domnului, Doamne. Pe 7 decembrie, 35 de ani face mămica mea de când am venit. De 25 de ani am o soră aici în Italia. Și an de an, pe 7 decembrie, aici în Italia, se face pomană pentru mămica. E aici în sală cu mine și o iubesc până la cer și înapoi. Și îmi lipsește veșnic. Și anul ăsta face pomană joi, că sunt și eu aici. Și acum, dacă ați făcut păcat, aveți-vă pe rai. Dacă nu, noi vedem. A, mai am și un soț aici care m-a ajutat veșnic și ar fi bine dacă te îngrijești așa când gândă. Don't me.
Domnului, colinda Crăciunului,
golița satului, în noaptea ajunului, la nașterea Domnului. Doamne,
Cu câta dragoste
se în vina ta Biflaime. Să te sărăm.
tot anul care vine. Cam acesta a fost programul nostru. Aș vrea să mulțumim încă o dată părintelui Strugaru, un om deosebit. Ținem de dânsul că vă trebuie să... Departamentului pentru Românii de Pretutindeni că a făcut posibilă deplasarea noastră aici. Să aveți sărbători binecuvântate, cu pace și liniște în suflet. Și încheiem cu toții un la mulți ani cu sănătate. Cântați cu noi, da? Doar de Dorele Nasima. Mă găsiți și pe mine pe YouTube. Dar acum, apropo de ăștia mici, vin încă o dată. A trecut pe acolo niște oameni minunați care au cântat îmbrăcați extraordinar. Au mai cântat două fete frumoase și ele. Au mai cântat o doamnă cu fusta roșie. E, nu-i așa. Încă o dată, avem aici ansamblu. Am încălzit sufletele, nu-i doar lucrurile. Mulțumim tare mult. Aplauze! Pentru ansamblu Copănașii de la aici am avut un om care a organizat, doamna Angel Simona. Vă rog să o aplaudați. Da? Dumnezeu este cea care a coordonat și care a făcut posibil toată munca asta. Dar dacă nu îmi ziceți cum mă cheamă pe mine, mă supă zău, mă supă. Deci nu Speriana Sima, să țineți minte. Elena Sima moldoveancă eu. Și am mai avut un om minunat aici. Bine, mai mulți, că ajung și la cele mici și vă pun la treabă. Am avut Transilvania cu noi, am avut Moldova, am avut mult Banat. Bine, Banatul, dar eu de obicei, haideți să vine doamna. Bine, doamna. Eu mai vreau acum să spun ceva. Da. Nu plecăm de aici până nu cântăm orice veste minunată. Toată lumea. Da. Da. Deci avem Muntenia, Moldova, eu vă băgați la Transilvania. Dar dacă vrea să se ducă numai la Banat, Banatul, bravo. Cum o cheamă tu, doamna? Hai, pe mine! Liliana Savu Badea! A fost la și doamna, nu poate să-i stea. Dar nu mai suflați! Doi, stați jos, nu, mă iertați. Și pe fete trebuie să-mi ziceți cum se cheamă, pentru că să credeți, noi investim în educație, eu, doamna, ei sunt viitorul nostru. Dacă nu-i ținem minte, dacă nu-i promovăm, dacă nu știm să-i valorizăm, ca și pe cei de aici să vă trăiască, este dureros. Am aici o doamnă, o domnișoară frumoasă, înaltă, destoinică. Obosită sunt și eu, de azi dimineață, tot suntem pe drum. Ne-a dus... Unde-i ghidul nostru? Aplauze pentru ghid, mai este ghidul. Mihaela! Ne-a plimbat astăzi prin toată Roma, după ce am cântat în partea cealaltă și am venit și la dumneavoastră. Deci, cum o cheamă pe domnișoara? Are un nume... Te-ai ținut minte, Ilona Angel. Ilona Angel, aplauze pentru Ilona. A venit mămica, lângă. Ia mămica, vino aici și cealaltă mămică. Și mai avem o mămică, președinta asociației, care, sub umbrela căruia am venit noi astăzi aici, și să-l audă și ea, care cu ce. Doamna Filip și cu... Pe domnișoara știu eu cum o cheamă. Roxana Filip, da? Roxana Filip. Și doamna Filip Ionela. Și cel care nu a îndrăznit, n-a vrut, n-a... să ne cânte Colindă, îl provocăm să-l aduce și în aplauze noastră ca să-l aducem. Pe Ion Ionită să cânte o celeste minunată cu noi. Ei, mă! Deci, domnul Ion Ionită, vă invităm. Scuzați, mă introduc între dumneavoastră.
O, ce veste minunată, de la Betlehem s-a dat. Astăzi s-a născut Jesus neceput, cum a spus prorocii. Îngerul păzitor, să aveți o ședere frumoasă aici la Roma, să vă mai întoarceți aici la Roma, să ne pomeniți acolo în România, că și noi vă pomenim pe dumneavoastră, că virgulă cântați frumos. Și Domnul și Maica Domnului de fiecare dată să vă dea tot ceea ce este bun și tot ceea ce este frumos acolo din zona în care dumneavoastră veniți. Pe noi ne lăsați aici în Italia în continuare. Ne lăsați cu trupurile și cu inimile, cu inimile la România, dar cu trupurile încă aici, în Italia. Vă mulțumim frumos din suflet încă o dată, dumneavoastră, pentru că ne-ați colindat. Acum avem și noi pregătit ceva pentru dumneavoastră, ca un dar micuț, de la noi mai puțin, dar de la Dumnezeu mai mult. Dumnezeu și Maica Domnului să vă binecuvinteze pe voi, pe toți, în vecii vecilor. Amin.